Bună ziua! Continuăm seria interviurilor video, puterea știrilor. Alături de mine, astăzi, într-un nou studio, este domnul Radu Oprea, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Oprea, și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Începem discuția de astăzi cu o decizie de ultimă oră luată la nivel european. Parlamentul European a aprobat crearea unui salariu minim european. Salariul minim european va fi variabil și se va calcula în funcție de salariul mediu pe economie din fiecare stat membru al Uniunii Europene. La ce să ne așteptăm, domnule Oprea, și cu cât vor crește, practic, salariile în România? Eu mă bucur că Partidul Social Democrat a anticipat corect. Știți că am făcut o propunere de creștere a salariului minim pe economie la 3.000 de lei. Dacă ne raportăm la salariul mediu de astăzi pe economie, creșterea ar fi de 500 de lei, în conformitate cu prevederile celor votate de către Parlamentul European și ar însemna 3.050 de lei. Deci am fost destul de preciși în anticiparea noastră de a necesității de a crește salariul minim pe economie. Mai mult decât atât, PSD a propus și este o chestiune cu care mergem în coaliție ca și propunere pentru a fi discutată, ca efortul pe care îl face mediul de afaceri pentru a putea crește salariul minim pe economie să fie echilibrat, adică să fie suportat și de către stat și de către antreprenori, în sensul în care 200 de lei să nu fie impozitați. Și atunci credem că ar putea să fie o chestiune corectă în parteneriatul pe care îl avem cu mediul de afaceri, cu cei care generează locuri de muncă în România, astfel încât efortul să fie împărțit. Legislația practic trebuie transpusă și în țara noastră în maximum 2 ani de zile. Eu sper și îmi Așa. doresc să fie mai repede dacă această soluție pe care a propus-o Partidul Social Democrat este acceptată în coaliție, de creșterea salariului minim pe economie la 3.000 de lei, ar trebui să se întâmple începând cu anul viitor. Să ne înțelegem, vorbim de 3.000 de lei brut. 3.000 de lei brut. Brut. Ordonanța care reglementează și plafonează prețurile la energie a intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate astăzi din Senat. Primele dezbateri au loc în Comisia Economică, unde cei care vor pot depune amendamente. Și se pare că nu sunt puține, pentru că inclusiv coaliția de guvernare, Partidul Social Democrat, a depus amendamente și aș vrea să le luăm pe rând, dacă sunteți de acord, și să le discutăm Vă rog. astfel încât cei care ne privesc să înțeleagă exact la ce amendamente ne referim. În primul rând, vorbim de prețuri plafonate pentru biserici, Metrorex și industria farma. Cum s-a ajuns la acest amendament și mai ales există deja un acord în coaliție sau este un amendament depus de Partidul Social Democrat înaintea unei dezbateri în coaliție? Cred că ar trebui să începem cu ceea ce este astăzi în ordonanța pe energie, pentru că ea de la publicarea în monitorul oficial se aplică și trebuie să știe toți consumatorii casnici și industriali, întreprinderile mici și mijlocii din România, că plafoanele au rămas aceleași cu care sunt deja obișnuiți. La energie electrică 0,68 lei pe kilowatt-oră pentru un consum de până în 100 de kilowatt-oră, 0,8 pentru un consum de până în 255 de kilowatt-oră și la gaze avem 0,31 la consumatorul casnic, 0,37 la consumatorul industrial, iar pentru întreprinderi mici și mijlocii a rămas același prag de 1 leu, cu o motivare pentru a deveni mai economi, se decontează 85% din consumul anterior. Vorbeam despre introducerea unui amendament în ceea ce privește Metrorex, bisericile. Nu, sunt niște amendamente care vin din partea Partidului Social Democrat. Am constatat că și partenerii de guvernare au venit cu amendamente similare. Există deja unanimitate, spre exemplu, a introduce în plafonul de 1 leu, acela care se aplică întreprinderilor mici și mijlocii și a companiilor care au ca acționariat statul român, dar nu numai ele, și care furnizează utilități în comunitățile locale, cum ar fi companiile de apă. Pentru că acestea au un impact direct asupra bugetelor administrațiilor locale, au un impact direct asupra prețului pe care îl plătește cetățeanul din România la apă și ați văzut că inflația nu ne dă pace deloc.
și încercăm să ținem costurile și prețul pe care îl plătește cetățeanul din România pentru apă într-o limită suportabilă. Și atunci, pentru acest lucru, trebuie să intre și aceste companii în zona plafonată. Domnule Pot Chelemen, să vă mai da, spun vă și rog. despre biserici. Credem că dacă au fost închise în pandemie 2 ani de zile, nu ar fi corect să fie închise acum din frig sau oamenii care merg la biserică Există acest risc? dacă nu își vor putea permite să încălzească măcar un pic biserica, probabil că o parte din oamenii care merg acolo să-și regăsească echilibrul spiritual nu vor mai face acest lucru și nu credem că este corect. Spuneam că domnul Kelemen Hunor a anunțat în urmă cu câteva momente înainte să intrăm în emisiune că va avea loc o ședință a coaliției de guvernare mâine și a mai spus liderul UDMR că va exista o compensare și pentru lemnul de foc. Este necesară o discuție în coaliție cu certitudine. În Comisia Economică și în Comisia de Energie din Senat au fost depuse deja amendamente multe. Am avut întâlniri cu principalii actori din piața energiei. Avem aceste amendamente care, până la urmă, au nevoie de o decizie politică și normal că această decizie politică se ia în coaliție. Iar referitor la compensarea lemnelor de foc, da, 85% dintre gospodăriile din mediul rural se încălzesc cu lemne. Noi vorbim foarte mult în România despre prețul gazului, despre prețul energiei electrice, însă uităm despre acești oameni care se încălzesc cu lemne și din punctul nostru de vedere este necesară o compensare. Țineți minte că atunci când a fost în dezbatere în Parlament legea consumatorului vulnerabil, am avut un amendament în care am propus să crească compensarea la 320 de lei, atunci era cred că 80 de lei și lucrul acesta s-a întâmplat, a fost votat în acest amendament al Partidului Social Democrat, a fost votat și în Senat și în Camera Deputaților. La ce concluzii să ne așteptăm mâine după ședința coaliției? Credeți că vor avea loc schimbări în privința amendamentelor, nu știu, depuse de Partidul Social Democrat, de exemplu? Eu cred că deja pe majoritatea amendamentelor depuse de Partidul Social Democrat există această dorință a coaliției de a fi introduse, pentru că, repet, și Partidul Național Liberal și cei din UDMR au depus amendamente similare. Găsim cea mai bună formă, astfel încât lucrurile să fie clarificate. Spre exemplu, am depus și un amendament care să clarifice faptul că dacă ai consumat 300 de kWh și era prețul plafonat de 0,8, ești cumva, dacă faci într-adevăr economie, te încadrezi în 255, vei avea plafonul de 200, de 0,8, dar apoi vei plăti doar pe diferență. Adică dacă consumi până în 300 de kW, să spunem 280, vei plăti 255 cu 0,8 și doar diferența va fi cu prețul pe care l-ai în contract. Am văzut că și USR a depus un amendament prin care cere introducerea unui credit fiscal pentru toate companiile românești, mai exact firmele românești, să primească credit fiscal în cuantumul a 50% din creșterea de prețuri la energie. Ce părere aveți despre acest amendament? Există o facilitate foarte importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii, care tocmai a fost suplimentată cu peste 4 miliarde de euro. Avem aprobarea Comisiei Europene, vorbim despre IMM Invest Plus, care înseamnă exact garanții și postgaranții pentru întreprinderile mici și mijlocii din România pe cele 6 programe care sunt cunoscute, IMM Invest, IMM Prod, Garant Constructu, IMM Agro, și care facilitează întreprinderilor mici și mijlocii, accesul la credit. Gradul de intermediere financiară a crescut în România, adică cu cât se împrumută sau cu cât împrumută băncile economia reală din România și acesta este un lucru bun. Este un lucru bun pentru că asigură întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt de fapt majoritatea companiilor din România și care asigură peste jumătate din locurile de muncă din România, asigură acel cash flow de care au nevoie, acel flux de numerar. Este foarte importantă în această perioadă dificilă să poată avea acces la creditare și este o veste bună pe care o transmit antreprenorilor că acest program nu numai că a fost prelungit, dar că are și resurse mai mari, Suplimentare. da, suplimentare.
Între timp, primăria Iași anunță că oprește iluminatul arhitectural după miezul nopții pentru a economisi 1,5 milioane de lei. Va fi o practică pe care o vom întâlni din ce în ce mai des în primăriile din România? Să Este o oprim decizie a iluminatul? fiecarei administrații locale. Până la urmă, fiecare dintre primari, executivul, consiliul local își gospodăresc banii și bugetul așa cum știu să și-l facă. Primăriile care au primari gospodari, care au înțeles că venituri suplimentare pot obține dacă au parcuri industriale, dacă știu să asigure, să atragă investiții în zona respectivă, să aibă locuri de muncă, au și bugete. Alte primării au bugete mai mici. Deci această chestiune va fi în decizia fiecărui consiliu local și a fiecărei primării. Dar ar putea să se mulțească numărul primăriilor care să apeleze, iată, la Este o o astfel de decizie formulă. locală. E Da. o decizie locală, nu va fi influențată de o decizie a guvernului sau. Ne propunem prin ordonanță, ați văzut, să sprijinim primăriile, să sprijinim cetățenii din localitățile României printr-un tarif mai bun la apă, pentru că de apă avem nevoie cu toții, și, sigur, prin subvenționarea unei părți din gazul pe care îl folosesc pentru încălzire acolo unde ceturile funcționează cu gaz și altor surse de încălzire. Adică există un efort din partea guvernului de a sprijini autoritățile locale pentru a putea să trecem împreună cu toții această iarnă. Se tot vorbește exact că va fi o iarnă grea. Românii se tem de lunile care urmează. Ce ar trebui să facă? Să-și pună bani deoparte, să mai stingă un bec, să. Ce le recomandați românilor pentru cum să se pregătească pentru perioada următoare, care înțelegem că va fi destul de dificilă, chiar și așa. În România s-a tot vorbit în ultima vreme, mai ales în mass media, despre economie și genul acela de economie care ne trezește nouă amintiri neplăcute cu stingerea curentului, da, într-o zonă foarte mare. Și eu mi-aduc aminte că am învățat și la lampa cu gaz, pentru că nu, da, pe vremea până în 89, pe vremea lui Ceaușescu, se stingea lumina. Și sunt amintiri dureroase pentru fiecare care a avut o astfel de experiență. Eu vreau să vorbesc mai mult despre eficiență economică și de o luptă contra risipei, pentru că aici ține de fiecare dintre noi cum ne gospodărim să putem să intrăm în acel plafon care este garantat pe un preț corect, spun eu, pentru fiecare dintre cetățenii României, dintre consumatorii casnici sau consumatorii industriali. Eficiența energetică este importantă și aici, sigur, va trebui să fie făcut mult mai mult, pentru că ea înseamnă să ai posibilitatea să-ți izolezi mai bine casa, ca să te coste mai puțin încălzirea, să ai posibilitatea să schimbi becurile cu becuri economice care nu sunt deloc ieftine nici acestea. Genul acesta de măsuri l-aș încuraja mult mai tare și Partidul Social își dorește să avem mai multe programe în această direcție. Coaliția de guvernare are, intenționează să vină cu un nou plan, cu alte măsuri în lunile ce urmează? Există această ordonanță de urgență care oferă suficientă încredere către furnizori și către actorii din piață, astfel încât lucrurile să se întâmple. Pot să intru în detalii și în filozofia acestei ordonanțe de urgență, cel puțin ceea ce am înțeles eu citind cu foarte mare atenție această ordonanță, dar eu aș vrea să spun două lucruri, Vă pentru rog. că am văzut că a fost un discurs al președintelui Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, care făcea niște recomandări și, printre ele, vorbea despre o contribuție de solidaritate. Este o propunere cu care PSD a venit de foarte multă vreme în spațiu public și mă bucur că astăzi Comisia Europeană dă dreptate Partidului Social Democrat, pentru că înainte aveam critici în spațiul public din România. De asemenea, au venit cu ideea de plafonare. Țineți minte că încă din august anul trecut am venit cu aceste idei de plafonare, am fost criticați în acel moment cum de ne putem imagina un astfel de lucru și uitați că astăzi Uniunea Europeană, pentru că din păcate pentru noi criza energetică s-a accentuat în toată Uniunea Europeană, a venit și a dat dreptate Partidului Social Democrat. Avem și cealaltă propunere pe care am făcut-o, aceea de reglementare a pieței și lucrul acesta înseamnă
lucru despre care se tot vorbește în spațiu public, decuplarea prețului energiei produse din gaze de celelalte preț. Este un mecanism, pot să intru în detalii, dar s-ar putea să fie mult prea tehnice. Este un mecanism de formare a prețului pe piața zilei următoare, acel preț al energiei active pe care îl vedem noi întotdeauna prezentat la televizor ca fiind foarte mare. Acea reglementare pe care am propus-o noi de ceva vreme a început să fie din ce în ce mai prezentă în discursul Comisiei Uniunii Europene și eu mă aștept ca acest lucru să se întâmple la un moment dat. Ar fi fost bine să fie luat în calcul deja, pentru că acest lucru ar fi dus la reducerea prețurilor în toată, la nivelul Uniunii Europene. Vă referiți la plafonarea prețului de achiziție a gazului rusesc sau că și aici este o discuție? Nu, mă refer la plafonarea pe care o recunosc astăzi ca una dintre variantele de lucru care este aplicată în foarte multe state europene cu succes. Inclusiv partea de decuplare a prețului energiei produse din gaz este prezentă în Spania și în Portugalia și dacă ne uităm pe harta aceasta prețului zilei următoare, vedem că acolo este de 2-3 ori mai mică valoarea energiei comparativ cu valoarea energiei din restul Europei. Credeți că va funcționa această taxă de solidaritate? Da, cu certitudine. Sunt mai multe mecanisme în interiorul ordonanței de urgență care pot face ca prețurile să rămână în niște limite corecte pentru această perioadă și pentru contextul geopolitic pe care îl trăim, ține însă foarte mult de capacitatea administrativă a statului român, de determinarea, în special a Ministerului Energiei, de a pune în practică această ordonanță. Pentru că ordonanța are un scop pe care eu l-am văzut în interior, acela de a muta foarte cantitățile care se tranzacționează pe piața zilei următoare, acolo unde avem prețurile foarte mari, către contractele bilaterale. Și contractele bilaterale pot fi pe un preț corect al pieței, neintervenind de acel fenomen care a fost caracterizat de multă lume ca speculă. Sunteți mulțumit de activitatea Ministrului Energiei? Cred că se poate mult mai mult, mai multă determinare pentru ca să dea încredere cetățenilor României, economiei românești și, sigur, celor care sunt implicați de la producător, la furnizor, la distribuitor, pentru tot lanțul de aprovizionare al ce consumatorilor din România. Ce lipsește ministrului? Determinarea? Ce îi lipsește? Eu spun că trebuie mai multă determinare. Aș vrea să discutăm, domnule Oprea, și despre cum se pregătește Partidul Social Democrat pentru alegeri. Prezent în studioul Puterea Știrilor, Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, susținea că PNL nu guvernează cu ochii la sondaje. PSD guvernează cu ochii la sondaje? Nu. PSD guvernează cu ochii la cetățeni. PSD guvernează cu ochii la economia românească și încercăm să venim cu acele proiecte, cu acele măsuri care vin să sprijine pe de-o parte cetățenii. Și ați văzut propunerea de creștere a punctului de pensie sau de creștere a salariului minim, pentru că se simte nevoia de măsuri de creștere a veniturilor atât a pensionarilor cât și a persoanelor active în câmpul muncii astăzi și de asemenea cu măsuri care vin să sprijine mediul de afaceri. Până la urmă, cea mai bună măsură de protecție socială rămâne tot locul de muncă bine plătit. Deci nu guvernează Partidul Social-Democrat cu ochii la sondaje. Nu, cu ochii la cetățeni și la nevoile economiei. Pentru primăria sectorului 5 încă nu s-au organizat alegeri, cei drept. Așteptăm o decizie de la guvern pe direcția aceasta. Însă Partidul Social-Democrat are o listă cu nume de potențial candidați pentru primăria sectorului 5. Pregătește o strategie pentru primăria sectorului 5, un plan de campanie? Nu avem o decizie internă în Partidul Social Democrat referitor la primăria sectorului 5. Credem că în acest moment sunt lucruri care, într-adevăr, sunt extrem de importante pentru toți cetățenii, că sunt din sectorul 5, că sunt din comunele din județul Prahova, pe care eu reprezint în Parlamentul României. Dar poate sunt aceste investiții care stagnează în sectorul 5, nu, asta tocmai nu înseamnă, din această astăzi, cauză. Lucrul acesta nu înseamnă că sectorul 5 nu are un executiv. Există un viceprimar care are rol de primar,
Există consiliul local, există decizie, există funcționarii publici din interiorul sectorului 5. Nu cred că putem să punem lucrurile în acest termen. Sigur că un primar destoinic, vedem că face diferența, ne uităm cum arată sectorul 4, ne uităm cum arată sectorul 1 și vedem ce înseamnă să fii un primar bun și ce înseamnă să fii un primar care nu te interesează, pe care nu-l interesează cetățeanul sectorului. Asta e evident. Luați în calcul să-l susțineți, nu știu, pe Vlad Popescu Piedone? Ar fi o variantă? V-am spus că nu este o decizie în interiorul Partidului Social Democrat. Acum, în calitate de purtător de cuvânt, sunt oarecum restricționat în ceea ce transmit de foarte multe ori, pentru că eu vorbesc despre deciziile care au fost formalizate în forurile de conducere, fie în birou politic, fie în Consiliu, adică sunt deciziile care sunt deja luate și votate. Daniel Florea și-a dat demisia din Partidul Social Democrat, am văzut și oficial în Parlament, tocmai din această cauză, spune dânsul, pentru că Partidul Social Democrat ar avea câteva variante de candidați, dânsul nu s-ar fi regăsit printre ele. Care a fost, de fapt, situația? Acum știți că Cum cunoașteți? demisia este un act unilateral de voință întotdeauna. N-am să comentez deciziile personale ale domnului Florea, cu care, de altfel, am fost coleg. Da. Aș vrea să nu încheiem această discuție fără să aflu și părerea dumneavoastră în privința transferului recent făcut de Partidul Național Liberal. Daniel Breaz, fost ministru al Partidului Social Democrat, iată de ieri liberal. Cum Iarăși este vedeți? opțiune personală a domnului Breaz. Sigur, n-am să-i comentez această opțiune. Am fost colegi într-un mandat în Senat, am fost și colegi de cabinet la un moment dat. Sunt decizii personale. Partidul Social Democrat nu se gândește, nu știu, să recupereze vechi oameni, să spun așa, care poate dintr-o supărare la un moment dat pe vechea conducere sau s-au dus către Pro-România, către Victor Ponta, poate sunt oameni valoroși pentru alegerile ce urmează. Intenționează Partidul Social Democrat să poarte discuții cu ei pentru o revenire în partid? Noul Partid Social Democrat are valori și principii care sunt foarte clare. Cine se regăsește în ele este binevenit întotdeauna. Lucrul acesta este evident. Cred că în acest moment concentrarea pe care o avem ca partid responsabil la guvernare este cea referitoare la problemele reale ale cetățenilor. Inflația, cum reușim să venim cu sprijin pentru cetățeni astfel încât veniturile lor să nu fie atât de afectate, cum facem ca această iarnă să fie trecută cu bine de către economia românească și de către cetățenii și de către consumatorii casnici. Acestea sunt lucrurile foarte importante pentru noi în acest moment. Ei, apropo de inflație, avem o țară agricolă, dar ducem lipsă de idei, de strategii în comerțul alimentelor. Mai multe, deși producem legume, fructe proaspete, cereale, importăm la prețuri și de 10 ori mai mari. Sunt alimente, vedem, care s-au scumpit chiar și cu 60%, aproape 60%, cartofii, de exemplu, în țară. Cât vom mai asista la scumpiri? Este un fenomen, inflația, care nu este specific României astăzi. Este un fenomen pe care îl vedem global. Ne uităm la cauzele care au generat această inflație și raportul Băncii Naționale a României, care are unul dintre obiective principale de a ține inflația sub control. Raportul spune foarte clar că în România, într-un procent de 60-70%, inflația este generată de prețurile la energie și gaze. Această plafonare este recunoscută de către Banca Națională a României, a făcut ca inflația să nu fie și mai mare de atât. Efectele ordonanței care este în dezbatere în acest moment în Parlament își va face efectul și prețurile la energie și gaze vor fi suportabile, ceea ce va avea o influență și asupra inflației. Mai este o a doua componentă. Noi importăm inflație într-adevăr. Dacă este inflație într-un stat, vine produsul scump, îl importăm scump. Aici sunt alte programe pe care Ministerul Agriculturii le dezvoltă, cum este acea subvenție pentru producătorii care procesează în România. Ideea de a nu mai exporta materie primă și de a importa produse prelucrate
și de a avea valoare adăugată în România. Pe termen lung, astfel de programe își vor face efectul astfel încât să consumăm cât mai multe produse fabricate și făcute aici, în țara la noi. Deci e posibil să asistăm la noi scumpiri în perioada următoare? Există posibilitatea, este un fenomen pe care prognoza o face Banca Națională a României. Sigur că oricare om care este în guvern, oricare ministru își dorește și ia astfel de măsuri, astfel încât scumpirea prețurilor să nu mai fie atât de accelerată, însă ține și de conjunctura geopolitică în care ne aflăm. Nu este o chestiune de a da vina pe altcineva, ci doar de a recunoaște faptul că, într-adevăr, sunt distorsiuni în tot ceea ce înseamnă piață în toate țările din Europa de Est și Centrală, pentru că este un conflict chiar la granițele noastre. Plafonarea prețurilor la alimente de bază mai reprezintă o soluție? Sunt state care au încercat o astfel de abordare. Unele au avut efect, unele nu au avut efect. Am văzut că există și un oarecare pericol de a fi penurie pe un anumit pe anumite produse. Este o chestiune care trebuie foarte bine analizată. Există și această posibilitate de a lua în calcul un astfel de scenariu, dar el trebuie analizat foarte bine. Va fi o analiză în coaliție, analizată la... Întotdeauna măsurile sunt hotărâte în coaliție și sunt anunțate de către Ministrul de Resort și de către Premierul României. Dar știți că există o supărare la Partidul Național Liberal, că domnul Ciolacu vine mereu și anunță înaintea premierului. Știați de această supărare? Nu anunță niciodată decizii, anunță întotdeauna propuneri. Și este un lucru corect să venim cu propuneri care sunt fundamentate, care sunt analizate în departamentele de specialitate din interiorul Partidului Social Democrat și astfel de propuneri fundamentate cu care venim în coaliție nu cred că ar trebui să supere pe nimeni, ci din contră ar trebui să fie subiectul unor discuții foarte corecte în interiorul coaliției. Pentru că scopul trebuie să fie și este unul comun. Până la urmă, cu toții ne dorim ca cetățenii din România să poată să treacă această iarnă în condiții bune. Dar propunerea n-ar trebui să fie făcută publică inițial de către premier, cel care conduce și coaliția? O propunere bună pe care se discută și de fapt o necesitate, că toate aceste propuneri nu vin de nicăieri. Aceste propuneri vin din discuțiile pe care le avem cu cetățenii României. În calitate de senator fac lucrul acesta foarte des, vorbesc cu oamenii, la fel fac și colegii mei. Nu suntem rupți de realitate, știm exact ce se întâmplă în România și atunci trebuie să venim cu măsuri bune pentru cetățeni. Scopul intrării Partidului Social la guvernare, acesta a fost. Dacă era să facem un calcul cu ochii pe sondaje, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, foarte multă lume a spus în spațiu public atunci când Partidul Social Democrat a luat decizia de a intra la guvernare, că era mai simplu să stai deoparte, să ne uităm la televizor, să mai facem cât o critică și doar să creștem în procentaje. Nu acesta a fost scopul. Ideea responsabilității nu este un cuvânt mare, un cuvânt care nu are sens, ci din contră. Am venit cu măsuri și cu propuneri concrete care au și fost adoptate și anunțate de către premier. Știți, primul pachet de măsuri sociale, al doilea pachet sprijin pentru România, unde sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii a fost consistent, 60% din acel pachet se adresează mediului de afaceri. Astfel de măsuri credem noi că așteaptă românii de la o guvernare care este responsabilă și atunci când vii cu astfel de programe care sunt în beneficiul cetățenilor din România, n-ar trebui să existe această chestiune de paternitate a cui este ideea, ci pur și simplu ar trebui să fie adoptate pentru că ele devin o obligație, având în vedere necesitățile de azi. Există tensiuni în coaliție? Ca în orice coaliție. Până la urmă, suntem partide care avem valori, principii, doctrine diferite. Important este scopul. Și atunci când scopul este o bună guvernare, găsim întotdeauna soluția și ați văzut că măsurile sunt puse în practică de către guvern. Domnule Oprea, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Eu vă aștept cu mare drag în studioul Puterea Știrilor. Iar pe voi eu vă invit să rămâneți alături de noi, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube Puterea Știrilor. Vă mulțumim!